Și elevii din județul Telorman au demonstrat în cadrul olimpiadelor naționale pe discipline că sunt capabili de performanță. Rezultatele obținute de aceștia până acum sunt pe măsura așteptărilor școlilor pe care tinerii le reprezintă, dar și pe măsura așteptărilor inspectoratului județean. Am avut bucuria să observăm că până în acest moment avem 7 premii, 1, 2 și 3 la nivel național, ceea ce nu este puțin, urmând să se desfășoare și etapele naționale ale Olimpiadei Limba și Literatura Română și de religie. Deci avem așteptări și de la aceste două olimpiade. Avem 2 premii întâi, 2 premii al doilea și 3 premii al treilea. Avem de asemenea 2 premii speciale obținute de elevii telormăneni și un număr de 13 mențiuni. Pe lângă aceste premii și mențiuni, care sunt foarte importante și sunt oferite de Ministerul Educației, și probează seriozitatea și valoarea elevilor telormăneni, aceștia au obținut și mai multe medalii. Medaliile sunt oferite de societăți, de organisme care lucrează împreună cu Ministerul Educației și uneori dublează premiile, dar nu coincid cu acestea. Avem, prin urmare, 9 medalii, dintre care una de aur, una de argint și 7 de bronz, obținute la mai multe discipline școlare. Inspectoratul Școlar Județean Telorman îi felicită pe elevii telormăneni pentru rezultatele obținute până acum la fazele naționale ale olimpiadelor școlare și își exprimă speranța ca acești tineri de top să inspire cât mai mulți elevi telormăneni cu potențial în ambițiosul drum către podiumurile cele mai înalte ale olimpiadelor naționale și internaționale.